ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Cristina Munteanu, bun găsit la Observator, Antena 1 Pitești. Cu toate că devenise de puțin timp tătic, un bărbat din Câmpul Lung a luat o decizie care a șocat pe toată lumea. A ales să-și încheie socotelile cu viața, deși nu părea să aibă probleme. Descoperire șocantă la Câmpul Lung, acolo unde un bărbat, tatăl unui bebeluș de doar 3 luni, a fost găsit fără suflare. Omul dispăruse în urmă cu o zi de acasă din comuna Mihăiești, acolo unde locuia cu soția, și a mers la apartamentul pe care l-aveau în Câmpul Lung. Copilul ăsta avea de toate, avea botezul peste rulă de zi. Avea de toate. Ce îi trebuia lui? Eu știu de ce a venit el singur aici la Câmpul Lung, apartamentul stătea în chestii. Da. Nu știu de ce a venit, păi eu, ceva în familie, ceva este. Aici a fost descoperit după ce femeia nu a mai putut lua legătura cu el și s-a speriat. Bărbatul împreună cu aceasta au lucrat ani buni în străinătate și chiar au reușit să-și construiască o casă. Acum se pregăteau de botez. Nimeni nu-și poate explica ce l-a determinat pe tânăr să renunțe la viață. Nu a lăsat niciun bilet prin care să justifice gestul necugetat. În acest caz, polițiștii au deschis o anchetă. S-a stins din viață chiar în timp ce se afla la un proces de succesiune la judecătoria din Câmpul Lung. Este vorba despre o femeie de 57 de ani care era cunoscută cu afecțiuni medicale. Prezența la judecătorie i-a creat o stare de tensiune ce i-a grăbit sfârșitul. Femeia care se afla în incinta judecătoriei a căzut pur și simplu din picioare. Era implicată într-un proces de succesiune pe rol la judecătoria Câmpul Lung și se afla împreună cu copiii. În timpul procesului, femeia a acuzat o stare de rău, a ieșit pe hol și s-a prăbușit la pământ. Imediat la fața locului au ajuns echipajele SMURD care au început manevrele de resuscitare. Din păcate, eforturile medicilor de a o salva au fost în zadar. După 45 de minute, femeia a fost declarată decedată. Familia susține că avea probleme cardiace și cel mai probabil a făcut stop cardiorespirator. Aflată în stare de șoc, fiicei femeii s-a făcut rău și a avut nevoie de asistență medicală. A fost ora bilanțului la jandarmii argeșeni la evaluarea activității pe anul trecut. Acestora a fost prezent și șeful jandarmeriei române. Anul 2018 nu a fost deloc un an ușor pentru această structură. De aceea discuțiile s-au axat cel mai mult pe ce trebuie făcut în 2019 ca situația să se schimbe în bine. Jandarmii argeșeni la raport într-un cadru oficial la Universitatea Constantin Brâncoveanu, conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Argeș a prezentat bilanțul activității pe anul 2018. La eveniment, alături de jandarmii argeșeni s-au aflat autorități ale județului, mai mulți primari, precum și Inspectorul General al Jandarmeriei Române, Ionuț Cătălin Sindile. La această evaluare s-a vorbit despre toate acțiunile și misiunile întreprinse de jandarmii argeșeni pe parcursul unui an și s-a punctat rolul pe care aceștia îl au în prevenirea și combaterea faptelor antisociale. Modul de executare a misiunilor din competență și capabilitățile acționale dovedite continuă să fie referele esențiale ce definesc potențialul, locul și rolul jandarmeriei în cadrul Sistemului Național de Ordine și Siguranță Publică. Concluzia desprinsă la Pitești a fost aceea că una dintre prioritățile jandarmeriei române ar fi o comunicare publică mai bună, astfel încât populația să cunoască exact care este rolul jandarmului, în condițiile în care, după data de 10 august, instituția are un deficit de imagine. Cancerul de col uterin, principala cauză de mortalitate la femeile de vârstă activă, poate fi prevenit prin vaccinare sau prin control periodic la medicul de specialitate. Direcția de Sănătate Publică Argeș desfășoară în această perioadă activități specifice derulate prin programul Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin. Cancerul de col uterin reprezintă în acest moment a patra cauză de mortalitate de cancer la femei la nivel mondial și principala cauză de deces la femeile cu vârstă cuprinsă între 15 și 45 de ani. Având în vedere situația mai mult decât îngrijorătoare, sunt în derulare programe active care se desfășoară și în Argeș. Este bine de știut că este o boală care poate fi prevenită printr-o metodă foarte simplă. Este vorba de efectuarea testului de screening, testul citologic Babeș-Papanicolaou, care la ora actuală este prins într-un program național. Se derulează din 2013. Este un program care a fost finanțat destul de bine. Testul este efectuat gratuit. La nivelul județului nostru sunt 3 furnizori de servicii medicale cu paturi specializate în depistarea cancerului de col uterin care primesc finanțare de la Ministerul Sănătății. Menționez că spitalele care fac parte din rețeaua de screening sunt Spitalul Județean de Urgență Pitești, Spitalul Municipal Câmpul Lung și Spitalul Municipal Curtea de Argeș.
Deci femeile se pot adresa poate și pentru o altă problemă de altă natură la medicul specialist. Totodată îi se face consilierea și pe partea testului Babeș Papa Nicolau și poate efectua acest test gratuit. Cifrele arată, din păcate, că foarte puține femei sunt interesate de aceste testări. În perioada 2013-2019 s-au efectuat mai puțin de 12.000 de controle specifice, din care 350 cu rezultat pozitiv. Spitalul județean de urgență, dar și Spitalul de pediatrie din Pitești au fost în centrul atenției. După ce la jumătatea anului trecut, Ministerul Sănătății Sorina Pintea a fost în județul nostru, de această dată reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății au efectuat o vizită de lucru în Argeș. Un grup de experți ai Biroului Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății, în colaborare cu reprezentanți ai Ministerului Sănătății, au vizitat două unități spitalicești din Argeș. Misiunea specialiștilor a fost una de informare și evaluare privind accesul la servicii în domeniul sănătății mamei și copilului. Un alt domeniu de interes pentru Organizația Mondială a fost și cel al sănătății reproducerii. Conducerea Direcției de Sănătate Publică Argeș a însoțit oaspeții care au vizitat secția de neonatologie, cea de obstetrică ginecologie și cabinetul de planificare familială din cadrul Spitalului Județean de Urgență Argeș, dar și mai multe secții ale Spitalului de Pediatrie din Pitești, manifestând interes pentru modul cum pacienții sunt tratați, dar și legat de calitatea serviciilor medicale pe care le primesc. FC Argeș joacă sâmbătă primul amical al Violeții, vor întâlni pe liderii ligii a patra jucătorii echipei, Real Bradu. Echipa pregătită de Emil Sândoi va întâlni pe Real Bradu, liderul diviziei de la fotbal. Partida se va juca pe terenul sintetic de la Bradu, sâmbătă începând cu ora 11. Confruntarea dintre Alvioleț și formația pregătită de Cristi Negru ar putea fi devansată cu o oră dacă vremea și condițiile meteo nu vor permite ca meciul să înceapă la ora stabilită de stafurile celor două echipe. Duminică, jucătorii de la BCMU FC Argeș vor juca în deplasare la Sibiu cu liderul seriei. Basketbaliștii piteșteni vor să facă aceeași figură frumoasă ca și în partida precedentă. Echipa de basket masculină a Piteștiului va disputa la finalul acestei săptămâni cel de-al doilea meci din top 6, faza secundă a Ligii Naționale de Basket Masculin. Piteșenii vor întâlni duminică de la ora 20 în deplasare pe CSU Sibiu, liderul la zi al campionatului. Misiunea argeșenilor este una foarte grea, având în vedere că ardelenii au câștigat ambele partide din sezonul regulat. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Antena 1. Noi ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!